Familia a decis să îngroape împreună pe cei trei, mama sinucigașă și copiii omorâți, într-un singur sicriu. Asta îi pune în dificultate pe preoți, care, deși nu pot oficia o slujbă normală pentru un sinucigaș, sunt nevoiți să o facă pentru micuți. Iulia Bogdan Bili, femeia de 33 de ani care s-a sinucis aruncându-se de la etajul 10 al unui bloc din Timișoara, și cei doi copilași ai ei, care au fost duși spre moarte de mama lor, un băiat de 2 ani și o fată de 6 ani. În cazul sinuciderilor, Biserica Ortodoxă are reguli speciale de înmormântare. Sinuciderea este considerat un păcat foarte grav, deoarece persoanele care aleg să-și ia viața s-au lepădat de credința în Iisus Hristos și de nădejdea în Dumnezeu. Astfel, biserica refuză de obicei să săvârșească slujba înmormântării pentru sinucigași, cu anumite excepții. Spre exemplu, în cazul persoanelor cu boli psihice, care nu au avut discernământ, conform hotărârii Sfântului Sinod, se face totuși o mică slujbă, este făcută de un singur preot, doar pe marginea gropii. Nu se trag nici clopotele. Înmormântarea Iuliei, femeia de 33 de ani, absolventă de psihologie, lucrurile par mai complicate. Pe lângă faptul că ea a decis să se sinucidă, ea și-a omorât practic și cei doi copii, fata de 2 ani și băiatul de 6. Problema este că familia a decis să îngroape împreună pe cei trei, într-un singur sicriu. Asta îi pune în dificultate pe preoți, care, deși nu pot oficia o slujbă normală pentru un sinucigaș, sunt nevoiți să o facă pentru micuți. În 40 de ani de când sunt în preoție n-am văzut așa ceva, ca mai multe persoane să fie înmormântate în același sicriu. Așa a decis familia. În cazul mamei va exista o slujbă specială pentru sinucigași, iar în cazul copiilor trebuie să oferim o slujbă normală. Mama și-a omorât copiii. Și-a pierdut credința în Dumnezeu. Nu și-a iubit copiii, o mamă se jertfește pentru copilul ei. Ea nu a făcut așa. Pentru ea va fi o rugăciune specială permisă de Sfântul Sinod. Nu se va pomeni nici numele ei. Iar copiii, nevinovați, vor avea slujbă normală, a declarat părintele Ionel Popescu, vicar eparhial și conducătorul oficiului parohial Iosefin.